Cursul pentru personalul de la bordul navelor de bunkeraj pe ape interioare a început luni și durează până joi. Este parte a proiectului cu finanțare europeană LNG Master Plan pe Axarin Main Dunăre și primul dintr-o serie de 4 cursuri ce vor fi susținute de Ceronav. În luna noiembrie se preconizează susținerea cursului pilot LNG pentru combustibil, iar anul viitor pentru personalul ce lucrează în terminalele de LNG pe ape interioare și LNG ca marfă. Principalul obiectiv al proiectului este pregătirea pentru utilizarea gazului natural lichefiat ca un combustibil ecologic și eficient. Acest proiect constituie o contribuție importantă pentru inițierea implementării LNG în sectorul navigației pe ape interioare. Este un efort comun al autorităților, operatorilor de barge, furnizorilor de tehnologie și energie, porturilor maritime și fluviale care va îndepărta barierele din piață și va întreprinde primele demersuri în realizarea unui lanț logistic de furnizare LNG, spun reprezentanții Ceronav. Proiectul are o durată de 36 de luni și un buget total de peste 80 de milioane de euro, 33 dintre parteneri primind finanțare de 50% de la Comisia Europeană. Bugetul alocat pentru Ceronav este de aproape 200.000 de euro, 50% reprezentând contribuție proprie.